Îl plângem sau îl osanăm? Pentru că meritul cel mare al Vodia Traian a fost acela de a transforma închisoarea în mănăstire. Și după el au apărut cei care au înțeles că alături de Hristos pot face 20 de ani. Gafencu, Ianulide și toți cei care au fost lângă Vădia Trifan. A fost un munte de om, un munte pe care noi toți trebuie să-l cinstim, să-l venerăm și să-l ducem cu noi până dincolo de mormânt. Dumnezeu să-l odihnească! Dumnezeu să-l odihnească!